sesiunii din 24-2018 vă invităm să participați la întregi ședințe ordinare a Consiliului Local Comunal, ce va avea loc în data de 26/4/2018 la orele 16 la sediul Primăriei Comunei Săndulești, sală de Consiliu. Ordinea de zi este următoare. Proiect de hotărâre privind stabilirea costurilor medii anuale pentru finanțarea serviciilor sociale destinate protecție și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap, precum și a contribuției Consiliului Local, Județul Bacău, la finanțarea acestui serviciu. Inițiator comun, primarul comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul cadru din acesta privind finanțarea activității și protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2018, inițiator primarul comunei. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorilor actualizate a devizelor rest de execuție la investiții alimentare cu apă a satelor aparținătoare a comunei Săndulești, județul Bacău, inițiator primarul comunei. 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea valorii rest de executat la investiția construirii cămin cultural Poma, inițiator primarul comunei. 5. Proiect de hotărâre privind organizarea pășunatului și teraza comunei Sănduleni, inițiator primarul comunei. 6. Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de reabilitare a unui drum de exploatare aflat în administrația Consiliului Local a Comunei Săndulești și beneficiarul SC-COM-TRAS-SOREA-SRL, SOREA, în calitate de dezvoltator a unei balastiere, inițiator primarul comunei. 7. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local din 17 numărul 17 din 29/02/2016 privind însușirea și completarea și modificării inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Sănduleni, însușit prin hotărârea Consiliului Local din numărul 17 din 29/09/1999, modificat prin HCL numărul 3 din 24/01/2003 și HCL numărul 19 din 6/7/2005, inițiator primarul comunei. Diverse. Supunem aprobare proiectul de hotărâre. Ordinea de zi. Cine pentru? Împotrivă? Abținere? Punctul 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea costurilor medii anuale privind finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap, precum și contribuții Consiliului Local, Județul Bacău, la finanțarea acestui serviciu, inițiator primarul comunei. Bună ziua, înainte de a prezenta primul punct din ordinea de zi, vreau să mulțumesc ceva. Am primit un compliment din partea unui cetățean, dar nu de aici, din satul de la noi, un cetățean din altă zonă, în care chiar v-a felicitat pe dumneavoastră ca și în consilier, pentru cum vă descurcați la ședințe. Și chiar urmăream mai multe ședințe și am zis, domnule, la dumneavoastră să noi chiar e ok din toate punctele de vedere, exprimări frumoase, lor de cuvânt, adică și nu este un om oarecare, este un om cu... și chiar a fost mulțumit. Mai mult de atât, eu nu prea am mulțumit de ședințe domnul secretar, dar astăzi, domnul secretar chiar mulțumesc, chiar mulțumesc pentru asta. Adică timp de 4 ani de zile am avut o muncă foarte de împreună și am avut multe discuții contradictorii, dar de un an de zile chiar n-am avut nicio discuție. Și mulțumesc că toate punctele pe care ne le dau pentru a fi supuse în un consiliu local, nici o hotărâre de consiliu local, nici o dispoziție. Chiar acum o săptămână am avut să emit o dispoziție și domnul secretar a spus, s-ar putea să ne o refuze prefectura. Când am auzit că mi-o refuză, m-am retras înapoi, adică nu vreau să ne răspundă nicio hotărâre de consiliu local. Domnul secretar, chiar mulțumesc pentru munca dumneavoastră. Trecem la primul punct. Toate aceste costuri sunt stabilite de Consiliul Județean. Există o hotărâre de Consiliul Județean în care, hotărârea de Consiliu Local numărul 86/03/2018, unde se acordă toate costurile pentru întreținerea copilului tânărului handicapat cu măsură de protecție specială în servicii de tip rezidențial. Și aici avem toate costurile aprobate de Consiliul Județean. Consiliul Județean vine cu o finanțare de 65% din aceste sume, iar primăriile OAT-ului vin cu o contribuție de 35% din prețul total. Dacă vreți, sunt foarte multe, dau doar un exemplu, Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Dizabilități Târgoviște. Costul mediu anual este 81.306 lei an pe beneficiar, costul mediu în an 6,8. Sunt sume valori fixe în care este posibil de plătire 65% la anul, 35%. Întrebări la acest subiect? Să punem la vot pentru? Adică chiar nu avem ce să Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul 4 de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial al persoanei cu handicap pentru anul 2018, inițiator primarul comunei. Pentru a putea plăti sumele de la punctul 1, trebuie să existe un acord, un act adițional, un acord între noi și Consiliul Județean. Și noi aprobăm ce aprobăm. Aprobarea actului adițional la contractul cadru de asociere cu finanțarea activității de protecție tip rezidențial. Adică sumele respective să putem plăti 35% din sumele respective. Nici aici, dacă aveți ceva de întrebat, dar nici aici. Să putem la cine este pentru? Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorilor actualizate a divizilor de executat la investiția alimentară cu apa a satelor aparținătoare a comunei Săndulești, județul Bacău, inițiator primarul comunei. Aici am prezentat de mai multe ori, trebuie să prezint și astăzi. În 2009, când a avut loc licitația pentru alimentarea cu apă, investiția alimentară cu apa a satelor aparținătoare comunei Săndulești, firma care a licitat, care a câștigat licitația, a venit cu un preț foarte mic de 62% de valoarea totală. După reactualizarea, pe baza IPC-ului, dată de Institutul Național de Statistică, a fost reactualizat valoarea contractului pe acel indice, care reprezintă 1,21% indicii de inflație 2009-2017. În acest moment, firma executantă, știți că nu a mai venit să continuă lucrurile, având în vedere că nu se mai poate descurca. Deci dacă a venit cu 62%, vă dau un exemplu, dacă un robinet atunci era 8,50, el a venit cu 6,20, eu degeaba m-am dus acum la 8,50, dacă el îl găsește acum cu 10 lei. Și dau dreptate și constructorul. Dom'le, am venit pentru a câștiga licitația, dar nu pot să-ți termin licitația. E o problemă majoră. Într-o ședință de Consiliu Local, am aprobat reactualizarea lucrărilor rămase de executat. Am reactualizat, ne-am dus la cel mai bun proiectant de la domnul Montaș și ne-am reactualizat listele de cantități pe lucrări rămase de executat și întocmirea unui deviz general pe lucrări rămase de executat în vederea scoaterea licitației. Noi avem un contract, un act adițional, un contract respectiv, un act adițional al contractului respectiv cu firma executantă, unde dumnealui trebuia să termine lucrările într-o anumită valoare. Valoarea respectivă fiind de 55.304 miliarde, dar o să dau un mare, nu o să bună, 55 de miliarde. Din acea sumă de 55 de miliarde, noi am plătit 13.100 miliarde. Deci, pe un calcul simplu, arată că 55 minus 13 ar trebui 42 de miliarde necesar finalizării investiției alimentare cu apă. Dumnealui a precizat că el nu poate termina în acești bani. Noi am reactualizat devizul general și conform capitolul 4, capitolul 4 reprezentând cheltuieli pentru investiții, lucrări rămase de executat 55 de miliarde. Asta înseamnă tot 55 de miliarde. La 55 de miliarde plus încă 13, investiția se duce la 55 plus 10, 65, 67, 68 de miliarde. Și noi avem contract pe 55 de miliarde. Va fi o problemă majoră. Noi vom scoate la licitație, săptămâna viitoare, când ne ocupăm doar de asta, dar va fi o problemă, pentru că dumnealui trebuia să termine un proiect ofertat, dar noi trebuie să-l dăm o judecată. Adică, în acest moment, se va crea un prejudiciu, să zicem. Se va crea nu un prejudiciu, un mic prejudiciu, să zicem, dar nu pot să numesc prejudiciu, pentru că firma care va câștiga licitația nu va fi pe 55, presupunem că va fi pe 45, să zicem, 45 de miliarde. Ei, 45 de miliarde până la 43, tot rămân 2 miliarde pe care tu trebuie să te duci în fața judecătorului și îți spui, dom'le, 2 miliarde, mi s-a creat prejudiciu de 2 miliarde pe nefinalizarea investiției. Și atunci trebuie să te duci în judecată pe acele 2 miliarde, sau pe 5 miliarde, sau pe 6 miliarde. Deci e o situație foarte grea, pentru că rezilierea contractului, știu că ne-ai mic, mi-a pus o întrebare și eu, ok, nu putem, nu aș fi putut să fac o reziliere de contract, cum se numește, unilateral, nu pe unul. Adică să fim de acord. În momentul când rezilierea a fost de comun acord, eu nu mai aveam voie să mă duc în judecat pentru daune interese de nefinalizare a lucrărilor. Adică niciunul dintre dumneavoastră nu ați fi reziliat acel contract cu acordul Consiliului Local, pentru că nu poți. Asta este tot. Deci lucrări rămase de executat, supune la vot indicatorii tehnico-economici pentru investiția de executat. Dar acum trebuie să țineți cont de ceva. Acei indicatori tehnico-economici aprobați acum, adunați cu ce a fost înainte, nu depășesc prin indicatori tehnico-economici a investiției principale. Adică, indiferent de situație, nu se depășesc indicatorii tehnico-economici. Această situație ar fi fost valabilă doar în situația când nu am mai fi făcut un deviz lucrările noastre, dar având un deviz, pică jos prima idee. Discuții. Acum, când ați făcut de actualizarea asta, ați mai umblat cumva și la trasee, la traseele conductelor? Știți că erau... Au umblat. Am mai schimbat niște instalații de colorinare, cu toate că a zis, domnule, nu poate să umbl înapoi. Eu trebuie să fac ce a fost înainte. Dar totuși eu, ca proiectant de atâția ani, nu pot răspunde. Tocmai asta era. Eu cred că era o ocazie ca să mai corectez în greșeli de proiectare. Da, e proiectat. De exemplu, el, din punctul de vedere, nu ar fi trebuit rezervorul de la Vânzoiești. Nu ar fi trebuit. Dar el nu avea cum să scoată din proiect acel rezervor de la Vânzoiești. El a găsit altă soluție mult mai bună, adică de ce nu împinge apa asta până la Vânzoiești? O pompă și împingem direct în sat la Vânzoiești. De ce mai trebuie să mai faci un rezervor, să mai cheltui 5 miliarde pe un rezervor? Exact. De la Poma. De la Poma. Stații de hidrofoare. Era stații. De ceva de ceva. Bun, plânge apa și care plânge. Ce mai trebuie rezervorul? Ce mai trebuie? Adică el a găsit o soluție, dar nu putea să schimbe soluția. Acum, noi am spus niște bani pe consultanța, proiectantul, pe tipul de lucrări. Înainte nu erau uși acești bani, pentru că nu prea se plăteau. Și el îl vor lua pe dumnealui ca și consultant proiectat pe tip de lări și va emite dispoziție și așa. El cu o soluție nouă, adică să știți că alimentarea cu apă este puțin mai complicată. Vin cu soluții, adică și prima soluție a fost ok, pentru că domnul care a făcut Moșul, Gondor. Domnul Gondor, un om de calitate, profesională și... Na. Da, e o problemă majoră cu alimentarea cu apă, să știți. Mai ales că s-au schimbat normativele, pe hidrat, vă povesteam, acum s-au schimbat ea. Acum zice, domnule, nu pot să mai dau 300 de hidrat pe zona Sănduleni, pentru că s-au schimbat normativele. Și omul pe bună dreptate. Ia trebuie să mă duc ca Iisus să schimb. Le-au pus mai rar sau mai rar? Mai rar. Ia. Și să mai rar. Și spun așa, în sat radial, să zicem. Deci ai 500 de locuitori să pui hidrați. Dacă nu ai 500 de locuitori, nu mai pui hidrați. Până omul, dar mi-ai pus din 100 în 1000, 100 în 100. Mai pui hidrați. Nu, ai 500, omul poate să duce, adică niște... Până acum am modificat 100 în 100, 5 hidrați până în sat, acum, nu s-a schimbat normativ. Legea completă. Măcar 2. Măcar 2 să știu. Dacă mai sunt întrebări, să punem la pași. Și găsite? Schimbat și cu asfaltare acum, nu se asfaltează cu mașina, cu toată lumea, se asfaltează. 2,5 ori, dar pune și pe autostradă soarele, tot așa se mete acum. Economii la maxim. 4, da. Economii la maxim. Proiect de hotărâre privind stabilirea valorii rost de executat la investiția construirii cămin cultural comun inițiator primarul comunii. Știți că firma Vânzoiești, noi am făcut o reactualizare. Restul de executare a Căminului Cultural Coman. Restul de executare a Căminului Cultural Coman. Pe... Poftim. Dacă voi spuneți să-i dați. Lăsați, domnul... Haideți, lăsați-o. Haideți. Stați grevine, bine. Deci, firma care a câștigat licitația, restul executat pentru firma respectivă erau 90.000 de lei, 900 de milioane. Primăria a mai făcut în regie proprie anumite lucrări. Și am scos la licitație lucrări rămase de executat, alea care n-a putut să le facă primăria. Ei, valoarea rest de executat, care a fost scoasă prima dată la licitație, a fost de 45.000 de lei, aproximativ, de 450 de lei. A scos la licitație, anunț de publicitate, pentru că nu s-a prezentat nimeni. Adică valoarea era foarte mică. Ne-am dus la domnul proiectant, la doamna Ciupertea, și am... reactualizat devizul general și a listelor de cantități pe lucrări rămase de executat și a ieșit 76.000 de lei. Firma care a câștigat licitația acum a câștigat 68 sau 65.000, dar devizul general este făcut înainte de licitație. Aprobăm doar indicatorii tehnico economice, este executat pentru căminul acum. Cine pentru? Punctul 5. Proiect de hotărâre privind organizarea pășunatului Piraza Comunii Sănduleni, inițiatorul primarul Comunii. Da. Avem un regulament privind organizarea pășunatului. Chiar astăzi a fost o ședință neamică. Gestionai mult mai bine ședințele de pășunat ca mine. Adică am puterea să recunosc că asta mi-a fost un ceas atât de mare. Mă gestionez și eu foarte bine. Dar astăzi unii oameni au fost nervoși și pe bună dreptate, să știți. Au animale și nu au pășune. Deci numărul de ovine pe comuna Sănduleni a crescut foarte mare, enorm. Și acum nu avem pajiște. Și dau un exemplu. Stufu stă bine. Nu e vinovat, nu e vinovat. Costel Tupel 200 de oi plus câte capre are, iar Costel Cincelaru 300 de oi pe nu știu câte capre. Împreună au 600. Dar e și mai deșeva. 600. Sub 4, să eu. Sub 4. 0,15 oi din un... Deci 0,15 oi din un întreg. Adică 6 oi și ceva, 7 oi pe hectar. Unități vită mare sau... Asta reprezintând 6-5, ar fi trebuit pentru Costel, Tupel și celălalt 90 de hectare. Deci, ca să știți, pentru Costel, pentru cei doi, 90 de hectare. Noi nu avem disponibil pe Grășești decât 34 de hectare. Problema e concentrată pe anumite sate. Pentru că eu am venit cu o soluție. Iau oile Costel Cercelau și du-te în Poie. Ai 30 de hectare. Dar sunt foarte mulți. Sunt toată țara care i-au pășunat și în alte localități. Deci nu a fost de acord. Și au fost... Și vreau să mai spun ceva. Să nu credeți că ei nu au dreptate. Iau dreptate, să știți. N-au unde să ducă oile. Ei s-au mulțit. Au primit niște subvenții de 1 milion de oaie dintr-un program și s-au mulțit și au câte 300-352 și nu am venit supraviețit. Adică, ca un exemplu, Moș Avram, lider, pe coasta aici la Matești și Anglia. Dar avem să le punem la dispoziție. Păi le-am pus la dispoziție. Dar nu mai știu. Păi dacă mâine se mai mulțesc, nu știu aici? Am zis, înțelegeți voi între voi, dar eu v-am pus la dispoziție. Dar nu știu. Nu să înțeleagă ei. Acum își face niciodată nu să înțeleagă. Nu să înțeleagă, dar eu îl zic. Te-am repartizat a votul, dacă vii, vii, dacă nu, nu. Eu trebuie să-mi acopăr toate suprafețele. Când erau sibirieni, nu sunt suprafețe care nu sunt acoperite de animale. Nu, acum nu sunt decât astea de aici. Posada, de exemplu, este posada, este acoperită. O vini Dumitru. Păi anul trecut era iarba care nu a făcut. Dar și pe Varea Pisecii. Părintele nu mai are stână. Coasta Vărăriei, Coasta Vărăriei, mă lăd eu pe gras. Faci și nu mai sunt? E un soi. Ești un soi. Ești un soi. Ești un soi. Este un soi. Cum îi spune? Catanul, nu? Este un soi. El mai are doi soi. Toată zona aia. Da, dar el are un soi. Dar nu mai are un soi. A vândut o aia. Și-o rămas liber. Și o plecare un soi. Apă, au, bundă, au. Ea a zis că îi faci eu stână. Că îi dă el bani, tot să-i facă stână. Nu vrea să păie ceva. Dar nu-ți duci și păzească, atunci ajunge și eu. Păi nu ar fi față acasă. Suntem la nas. Păi dar nu știu, plecau psihieri în țară. Nu, acesta e întrebat de care va face la pic și așa mai liberă ca și ceva. Nu știu, dar mai legea n-aș făcut. Mai spun și altceva. Zic că aici dobii unii creșani, nu știu, nu știu, 200 de oi. Dacă ești 200 de oi, mă creșani, 200 de oi. Ai necazuri cu oameni după aia. Asta e oameni în primărie. Este de 4 cioreni, o 3 cioreni. Îți dai seama ce e acolo. N-ai un schimb. Cel mai bine, din toată Poma, este să vă păziți întreagă, toată situația. Adică n-am de ce să... Cel mai bine stau facele de la Matești. De la... Străi de Zevaș sunt 36, 40 de hectare. 45, podei. Da, dar mai dat 5-6 ori la oi. Dar noi indicători 402 și 100 de ori. Nu mai dat acum de data cealaltă, nu vedeți? La asta mi-am spus. Acum mai încă sunt bani. Acum ca pe 30 de bani și băiatul ăla acum. Și ăla zic și poate până. Deci nu mai dat acum. Pentru că avem doi oameni acolo, care după trei oameni... Lasă că cealaltă prime vaca, cealaltă e moare și nu mai ține niciun nimic. Știți, deci ei sunt trei oameni care continuă... Dar băi, cealaltă trece... drumul prin o gradă pe el și mă duc și-mi pe el. Deci atâta la... Spatele și ceva de hectare, bă, bă. A făcut ceva pentru omul. A făcut un saivan. Și saivanul... Saivanul este pentru toată ziua. El noaptea și zice, bă, adică să-i duc la mine, îl bagă saivan. Și ce deranja? Păi nu deranja. Dar unul dintre cetățenii a zis că... Acum vine să râd. Din cauza saivanului și a gunoiului de oaie, vaica mea mi s-a stricat la unghie. Și există un regulament de pași, se supune la aprobarea acest regulament. Da. E bună. A fost eroare. Dar deci am dat. Cine este pentru? Domnul Vasile, cine e pentru? Pentru ce? Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de reabilitare a unui drum de exploatare aflat în administrația Consiliului Local Comunei Săndulești și beneficiarul SC-COM-TRAS-SOREA-SRL în calitate de dezvoltator a unui balastier inițiator primarul comunei. O societate COM-TRAS-SOREA pe raza comunei din Vezi vrea să înființeze o stație de balastrare. Chiar stații de sortare? Stația de sortare, da, balastrare, sortare. Au stație de sortare. Există sortare. La Privezi există. La Orșa. Au două posibilități de a ieși la Primul Național. Au două posibilități. Oamenii au fost ok. Două posibilități. Pe zona la Orșa, pe drumul ăla, pe altea aia, pe zona Orșa și pe zona de la noi, de la... S-a apropiat de drumul ăla. Pe cele două zone. Pentru dumneavoastră este mult mai ușor pe drumul nostru. Să iese pe drumul nostru. Și Cotul Panorama, nu? Cotul Panorama, e așa, Cotul Panorama. A depus aici. Și trebuie să-i dăm un acord de... că suntem de acord să treacă pe zona noastră. Nu poți să impui să nu treacă. Am avut o problemă cu direcția silvică, pe drumul publice trebuie să treacă toți. Dar la anumite condiții sunt impuse de Consiliul Local. Nu poți să zici nu, că n-ai cum, dar condițiile poți să impui. Să facă drumul, să facă ceva și nu domnul secretar, el a pornit acest acord de utilizare și la digitale, iar condițiile mi le-a prezentat și mie eu. Acum și dumneavoastră dați-vă acordul dacă e ok sau nu. Agentul economic va utiliza drumul de exploatare DE 1860 în procesul de transport al agregatului mineral nisip și prediști din perimetrul de exploatare Orșa, curs apă-Ioan, în perioadă orală. Deci, luni și vinerea de la 7 la 20. Adică nu intrăm în noaptea târziu, sâmbătă până la ora 14. Duminica nu se efectuează transportul. Mai departe, obligația agentului economic va menține integritatea drumului, va parasta și nivela drumul de exploatare, ori de câte ori se impune, dar numai puțin o dată pe an. Viteza maximă a utirajelor să fie de 5 km la oră, o viteză mică, 4 km la oră, procesul de exploatare și transport nu va afecta proprietățile vecinate, adică nu trece pe vecinătate, că e o zonă unde nu este egal, nu trece pe proprietăți, va despăgubi proprietarul terenurilor pentru orice pauză suferită de aceștia ca urmare o operațiune de transport agregată pe mineral. Da? Prezentul acord încetează de drept ca urmare a nerespectării de către agentul economic a obligațiilor sale în urma unei simple notificări. Eu, dacă văd că nu îndeplinește aceste obligații, da? Îi transmit o adresă, pentru că suntem oameni cu... Suntem o instituție și dacă nu respectă, atunci îi facem notificare. Prima dată îi facem analiza, a doua oară notificare și rezultat anularea acelui acord de reabilitare. Și probabil de materialele astea nisipul, de exemplu, va trebui că făzută pe... Balastieră. Nu, stația de sortare. Balastieră. Balastieră. El va transporta numai balastul și o duce la altă stație. Și duce la altă stație. Numai barasul. Problema ta, acordul la livrieți, că nu te joacă și ei. Atenția cu drumul de jos, nu numai cu drumul de jos. Partea liberului de jos. Asta, care este livrieți? Fiecare cu bucățica lui. Bucățica noastră de, uitați-vă, livrieți, au și ei. Dar numai bucățica noastră, de senat, numai bucățica noastră cu drumul. Asta bucățica noastră. Nu avem o treabă bucățica. Noi am dat doar pe bucățica noastră că ne-ați în monitor oficial. Pe zona respectivă, de unde trece pe ei. Și mai avem un avantaj. Un instrument în case, nu e din dreapta, dar nu este cazul meu, tata, cetățen din Oș, la noi. Și dacă ea pierdă ceva fiind drum din pământ, dar au fost duce să nu dreapta, știți cum faci? Au făcut perimenul de stabilit, nu ei exploatează, sau au cu alia de stabilit. Nu știu ce la Uniunea Europeană. La alia de stabilit, nu știu cum se poate. Au și o organizație pe asta. De la Părșe de Ceanu. M-am gândit pe trești, dacă au trești, ia balasul tot, după aia trești, primăria nu se mai iubim să ia balasul după aceea. Dar nu-i pe zonă, de la oameni. Așa se întâmplă. Nu, stai cu medică. Dacă faci o balasie de sale, nici se extinde. Se extinde. De ce dracu? Nu că... Dar nu mai vine să-l s-o dai bune și cine mai face bine. Nu mai contează. Ori de să schimb azii, nu e că vânia voastră, dar nu e verdi, galbe, sele, să se ceva. Îmi cer scuze, vei pentru de acolo la școală, să nu știu, da? Ok? Da, e, dar lăsați că trebuie. Nu, că imediat. Gata, mi-e naște, gata. Scuzați. Supuneți, rău. Cine este pentru? Dacă îi primești, tu faci să duc în colo. Dacă nu-i treabă să am ajutat asta. Dacă nu ați prevăzut, contact. Dacă nu respectă, nu mă duc. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Sănduleni numărul 17/2902/2016 privind însușirea și completarea și modificarea inventarului a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Sănduleni, însușit prin hotărârea Consiliului Local numărul 17/2909 1999, modificat prin HCL numărul 3 din 2401-2003 și HCL numărul 19 din 607-2005, inițiator primarul comunei. Nu știu ce ați înțeles, că sunt multe hotărâri. Da. Există un monitor oficial, unde sunt introduse în inventar domeniul public, la nivel național, publicat în monitor oficial, monitor oficial numărul 12 bis din 2006. Când noi am depus acel proiect pe AFIL, pe sumătura 7.2, s-a solicitat modificarea și introducerea manuitătului. Și am dat hotărâri de Consiliu Local. S-a dat o hotărâri de Consiliu Local 17 din 29, numărul 3 din 24 a 1-a 2003. Primul s-a modificat 19 din 2005, primul a modificat-o în 2016. Modificarea modificării. Vedeți aici, ceva... Nu, 2000, nu bat cu cele care era bătăi. Da? Ok, da. Acum, noi vrem să continuăm drumul de la Grășești. E o problemă foarte mare, având în vedere că pe podul se face cadastru separat, extracție carte funcțională separat. Drumul de la Grășești, pe exemplu, și la Poma și la aia, luăm drumul de la Grășești, are 3600 de metri. 3600 de metri. Dar pentru că pe zonele respectivă am un pod de 13 metri și 16,56, din 3600 de metri, trebuie să scad 29,60. Mai mult de atât, conform monitorului oficial și a hotărârii Consiliului Local care s-a dat în 2016, eu am acolo 3600 de metri înmulțit cu 6 metri lățime, de 21.600 de metri pătrați din gard în gard. Din albie în galb. Ei, acum, pe baza de ridicări tot pe măsuri cadastrale, s-a constatat că nu e 21.606, este 27.000. Și atunci, ca să poți să te duci cu intabularea drumului, cu intabularea zonelor podurilor, trebuie să te duci și modificările din... din inventar. Și atunci a venit, nu, aia cu nota mea de expunere. Ei, și am luat fiecare poziție din HCR și pot să vă dau un exemplu. Am luat zona din Coma, modificări. Se modifică suprafața, se modifică lungimea. Spre exemplu, ultimul drum din Coma. Ultimul drum din Coma, pe partea dreaptă, dincolo de școală. Avea pe monitor oficial 800 de metri sau 700 de metri. Eu am găsit 666 de metri. Ei, pui 666 de metri și suprafața care este. Nu, iei suprafața, împărțești la 660 și îți iasă lățimea. Și domnul secretar a scris, se modifică poziția 37 din inventar și va avea următorul compris. Lungimea drumului va fi de 450 de metri în loc de 500, dar nu mai precizează. Au fost 500, pune 400. Și lățimea drumului de 600. Nu mai pune și suprafața. Dar poate să pune și suprafața, dar nu mai pune suprafața. Dar suprafața trebuie să fie exact cum sunt pe ridicările topului. Noi am făcut numai pe zona Grășeștiului, numai pe zona Grășeștiului. Se aude că se va deschide și PNDR 2 și am introdus mai multe, facem un darin pentru PNDR. Am introdus drumul de la Stufu, rămasă, am introdus la Poma încă 2 drumuri, am introdus drumul de la... Deci încă vreo 4-5 km, nu știu cât, 5 km, 5, nu știu cât, 5 km de drum, unde să efectuăm un darin. Undarii plus kilometrul ăsta de asfalt la Grășești. Deci extrasele astea de carte funciară sunt pe toate drumurile. Ne trebuie modificarea de inventar, astfel încât la OCPI să nu ne întoarcă înapoi. Adică tu ai un drum de, un monitor oficial de 700 de metri lungime și cu o suprafață de 4200. Dar tu, conform ridicării topo, nu ai 700 de metri. Ai 680 cu o suprafață nu de 4200, de 4500. Ei, se întoarce înapoi, domne, fără HTV-ul, conform ridicărilor topă. Acum noi avem o experiență cu... Nu știam să facem, dacă n-ar fi fost pe fonduri europene. Adică, domnul secretar știe, ne-am întors și modificări și modificări. Și sunt mai multe zone. Este zona Stufu, am modificat zona podul Părăului, am modificat, nu până la Miharachean, nu până la Cerceraru, iar cu celălalt este inventar pentru că se duce sus la drum și m-am dus cu el până la Cerceraru. Am modificat drumul ăsta de la pădure, era, nu l-am modificat, e pe 800 până în fundul pădurii, noi facem 400, dar nu l-am modificat, ăla a rămas așa. Multe modificări. În cot s-a modificat exact cât sunt pe modificările top. Dacă a rămas o porțiune, să zicem, Branelul Ursul, la Urei, știți, ăla poate fi tratat ca un drum lateral. Adică tu nu poți să pui în domeniul public un drum care are 50 de metri. Îl tratezi ca drumul lateral. 50-100. 50-100. Și îl tratezi ca drumul lateral. Adică baci în domeniul public, nu îl baci. Dau un exemplu. Și domnul secretar a întocmit modificările. Modificările respective, da, și-a făcut modificări. Vedeți că te-ai discutat. Nu numai asta. Iar din nou, de la început, că este lege acum. Deci, pe lângă astea care sunt modificate, toate celelalte vin așa. Nu știți că merge un tafiu și vine tot așa. Ok, toate vin așa. Da. Altcineva ar putea să ia cuvântul? Și aici mulțumesc Nea Milu, băietul măcar. Băietul Nea Milu lucrează la cadastru. Și dar el lucrează de un an de zile, nu s-a zis. Trei ani de zile, da. Și ne-a ajutat, să știți, a venit singur, dar a măsurat topă. Adică atât de complicat a fost măsurătorul de topă. E foarte simplu să faci niște ridicări topă pe autostradă. Domnul, până vine autostradă. Ei banda roșie, așa. Cât vrei să faci drumul, banul ăla aia? 12 metri. Dar 12 metri plus rigoare, mă duc 16 metri. Autostradă. E foarte simplu. Dar la modul este enorm de greu. Se calculează adâncimea. Se ia, numai asta, se ia pe albia râului o suprafață, se intabulează o suprafață de 620 de metri. Adică dacă ai 60 de metri de o parte, 60 de metri de o parte, intabulezi pe ei. Acum trebuie să te duci la ape, direcția de ape Siret, să-ți dea acord și ei de principiu că sunt de acord să intabueze numărul suprafața podului din zona respectivă. E complicat acum. Cu apele este complicat. Da, atât. Altcineva la cuvânt? Punem la vot. Cine este pentru? Diverse. La diverse vreau să vă spun ceva. Are idealul unor de acolo, știi, în alta tensiune. Tauspe, cu 2 în China. Se iau în țără de așa. Vezi, dacă îmi plătești, o lau barinile. Și nu putea cu el. În firi stau. Știi, când am plăcut primata, am văzut mare ceva, când era fric tare, mai șurați cu frici. Nu are cum să-ți fii mare toare, tot noi trebuie să vedem. Numai firi stau. Nu e niște probleme care nu este de competența Consiliului Local de Sfârșit la primărie. Mă, dacă și cetățean al Comunei Sănduleni, ca și Consiliul Local, te rog frumos, du-te în satul Grășești, iau hârtie, pune toți oamenii în ea, du-te și du-o la EON, să-ți modifice anul. Și poate primăria trebuie să facă un altă atenție. Cetățenii și inclusiv primăria ca să nu am ceva găsit. Adică ia Marau, inițiativa și o inițiativă bună, du-te. Dar eu dacă am conduat la 400 de metri și rețeaua trece la plată, e bine? Și plătesc pierdere pe care nu plătesc? N-am fost la ei. Dar nu, dar n-am fost la ei, dar nu v-am spus treaba. Dar vreau să vă spun ce face eu om. E statul în stat. Da, e statul în stat. Ce spun? Nu e de competența mea. N-ai nicio treabă. Dacă... A fost un nenic, a fost nenic. Cum am pățit cu contorul de la Matești? Da, cum mi-o calculat? Simplu. 280 milioane, dau... N-am avut contul la Matești, 280. Neunic, am chemat pe Sorin Chipier, băi, cât consumă, câte becuri sunt în Matești? Totuși, Neunic, zice, bă, sunt 7 becuri, 8 becuri, nu știu cât era, păi, ce becuri ai? Din 200 de vate, am pus la maxim, 8 ori 200 ori numărul de ore care este de 10 ore, pe 10 sau 12 ore, dar să pun 12. Nu să pun pe timpul ieri 16 ore, să pune 12 metri, 10-12, una cu alta, 12. Înmulțit cu atâta consum, mi-a ieșit cât? 150 de ore. Și am scris pe procesul verbal, calculez, nu recunosc această plată decât 150, nu din 280 cât plătiți cât zice lumea. Și am păsut decât 150. Dar acum cum să zic? A fost băie fain. Că îi putea să-mi lase 280, vă dădea jos pe capul și cu la 280. Ați înțeles? A fost mulțumit cu atât. A fost mulțumit cu atât. Eu am fost mulțumit de la 280. Altundeva. Ce faci? Bariera aia la Coman, ce faci? S-a rezolvat cu bariera la Coman, s-a rezolvat cu bariera de Coman. În anul 1991, conform legii 18/2001, s-a dat o definiție generală a drumului de exploatare. Prin drumul de exploatare, se clasifică în trei tipuri de drumuri. Drumul de exploatare în care funcționează corul, prin tragerea remilor, nu știu ce, drumul de exploatare, nu știu ce, pentru turism, dar și alte drumuri de exploatare care sunt lăsate deschise domeniul public, circulației publice. Adică, în 1991, putea acel drum care face legătura, da, să nu fie drum de exploatare, trebuie să fie drum agricol. Drumurile de exploatare aparțin direcției civice. Drumul de exploatare poate fi preluat de către primărie cu acordul Consiliului Local. Deci avem două posibilități, să-l preiau sau să rămân la ei. Ei, poate să rămână la ei, având în vedere că e o situație care, i-am explicat și domnului director, este o situație care pe care. Pentru că în 1900, dacă știți acolo, știți toți, pe drumul care face la Revenunța, cum se zice, Descănița. Am drumul așa. Am drumul, ăsta e de el. Am un drum de el. Proprietățile PDE, toate proprietățile, aici e pădure, aici e o pădure, tu fiști. Da? Cum sunt proprietăți? Ar fi trebuit să fie proprietate aici, proprietate aici. Proprietatea este cu totul. Așa. Deci drumul de exploatare este inclus în titlul de proprietate a persoanei care are pământ acolo. Păi așa au fost domnul primar. Pentru că acolo niciodată nu a fost drum de exploatare forestier, decât a fost drum de exploatare agricolă. Dar nu trebuia să-i lase drum, ce vrea să-i facă? Păi trebuia să... Păi o lăsat drum. Păi nu o lăsat. O lăsat din proprietate fiecare. Fiecare proprietate, domnul primar. Fiecare proprietar și-a lăsat drum cu partea. Deci la înțelegere pe ei. Acolo a fost tarla compactă pe timpul ceapelor. Tarlaua compactul a revenit la Comisia Comunală. Comisia Comunală de Aplicare a Legilor Dracu, a fondului funciar, a luat-o ca atare compactă, toată. Deci nu mai scos porțiunea de drum. Da, și când au mers și-au măsurat, o luat exact cum a fost tarlaua 1 înainte de cooperativizare. Pentru că ei, înainte de cooperativizare, aveau drumul pe marginea râului. Eu știu sigur și mergeam pe marginea râului. Așa e din 92, bă. Păi din 92. Păi da, și erau atunci. Problema e că cei de la acolo silvic aveau interes. Ei aveau interes, nu, drumul a fost făcut de tripa. De timpul ceapeului, ca să... Și la noi, nu la ei. La noi și era proprietatea în zonă. Deci drumul respectiv a fost lăsat de cetățeni, proprietari de teren, când li s-au dat pământul înapoi, toți au înțeles că acolo trebuie să le iasă drum, că altfel drumul îl lăsa la Marina Părăului. Acolo a fost. Deci, au intrat în titlul de proprietatea lor, cu acceptul la toți. Da, păi atunci, și eu cum văd lucrurile, toate lucrurile de proprietate modificate de zona respectivă. Păi nu trebuie modificate. Cei de la ocolul silvic n-au ce căutat pe acolo. Asta e clar. E proprietate privată. Păi e proprietate privată. E ca și cum ai deranja proprietatea. Păi dar este pe hartă, cum de exploatare. Păi nu este pe hartă. De unde? Este doar la inginerul. Și cine a făcut pe hartă? A fost drum de exploatare pe timpul CAP-ului. Era drum de exploatare agricolă. Și este drum de exploatare. Este drum de exploatare agricolă, dar nu luat de ocolosivă. Nu luat de ocolosivă. Păi dar cu cine, cu acordul căruia? Dar nu a trecut, domn primar. Nu a fost nicio mașină niciodată în caracter pe acolo lemn. Că nu se putea care... Nu te înțeleg, dar cu calc. Și l-au dat inventar, pentru că s-au dat o hotărâre de guvern și spune toate drumurile de exploatare forestieră intră la ocolul silvic, nu intră la primărie. Atunci, imediat după Revoluție, toate ocoalele silvice vreau să scăpe de drumurile astea de exploatare și le-au dat la comună. Erau greu de întreținut. Le-au dat la comune. Și acum... Le-au dat înapoi. Le-au fi luat că... Da, dar, dar nu e corect, pentru că sunt titluri de proprietate, aici e cazul de stat. Păi el a făcut la leză și a pus barieră acolo, nu știu el, pe terenul noi. Nici ei nu trec, nici noi nu trec. Păi de ce le explodează? Drumurile s-au luat înapoi de către primării. Nu greșesc, am spus. Nu sunt 100% la stat. Da, mă, e neamnicăcios, au fost la primărie, dar acum le-au preluat ei. Nu, nu, dar nu, noi am preluat, eu când am fost primărie, am preluat toate drumurile de la Ocolo Civic, au fost preluate de către primărie. Nu luat ei înapoi. Dar cu acum, tocmai la hotărârea asta care facem noi acum modificarea, asta e hotărârea prin care s-au luat toate drumurile. Hotărârea asta. E foarte clar, n-ai voie să le tai uia. Le-am luat noi ca taxul local și le-am luat cu copor. Dar altul de fapt. Că le-au avut și ei. Că nu vă fi greu din copilul ăsta la primărie. Le-am luat noi. Pe o mare, altul de băt, vă rog frumos. Eu vreau să vă anunț, s-a semnat, am semnat contractul pentru canalizare. 2 milioane de euro. Da, am fost cu neamul Păceană și mulțumesc neamul, ești un șofer, că am să văd, da, asta e gata, na. Dacă nu știți, ce să-ți fac. Mă, oameni, până la București, numai așa, tăcă, eu doream un spate. Și am zis, bă, așa merge o țara. Și avem un păcăt, dar cu el am fost, cu el a venit, cu el am semnat contractul, mulțumesc neamul. Este realizat mare, acum spate la administrație, proiectare, puse, execuție, canalizare, pe Sănduleni. Declarăm închisă ședința.